Salutare tuturor, sunt Andrei Radu și bine ați venit la ePlan, emisiunea în care despicăm firul în patru despre tot ce înseamnă e-commerce, digital marketing și antreprenoriat online. Scopul acestei emisiuni este de a vă ajuta cu informații și resurse utile din domeniu și cumva să contribuim și noi câtuși de puțin la dezvoltarea business-ului vostru online. Acestea fiind spuse, invitatul meu de astăzi nu are nevoie de foarte multe cuvinte de introducere, este cunoscut ca fiind CEO-ul celui mai mare magazin online din România, așadar bine ai venit Iulian Stanciu, CEO eMAG. Salut și mulțumesc pentru invitație și cuvintele frumoase. Mulțumesc că ești alături de noi. Discutăm astăzi despre sectorul de e-commerce per ansamblu, despre ce s-a întâmplat în 2020 în contextul pandemic în care încă ne situăm din păcate, dacă s-au schimbat sau nu comportamente de consum, care sunt trendurile pentru 2021 și multe alte informații, zic eu, cât se poate de interesante. Dar aș începe discuția noastră de astăzi cu un overview, cu o privire de ansamblu asupra ceea ce înseamnă economie digitală în România, cum ar putea să ajute e-commerce-ul dacă am avea o economie digitală dezvoltată așa cum trebuie și cum ar putea, care ar fi chiar oportunitățile pentru România? Eu cred că economia digitală reprezintă economia viitorului, iar un index bun, o măsurătoare bună a dezvoltării economiei digitale a fost definit de către Uniunea Europeană, se numește DESI, iar aici vedem, ca să ne uităm la partea plină a paharului, vedem două lucruri bune pentru România. Odată vedem că România a crescut în ultimul an cu o poziție, este pe locul 25 din 27 și un al doilea lucru bun, avem foarte multe oportunități și loc de creștere. Cine mai este față după noi, Iulian, la coada clasamentului? Grecia și Bulgaria. Da. Acest index măsoară cât de pregătită este infrastructura pusă la dispoziție business-ului de către de către stat, prin autoritățile centrale și locale. Și asta înseamnă, infrastructura înseamnă conectivitate, înseamnă competențe dezvoltate la nivelul populației, care se învață în școală sau pe parcurs în diverse formări profesionale, înseamnă pregătirea companiilor pentru economia digitală, înseamnă folosirea instrumentelor digitale și înseamnă cât de digitalizat este sectorul public și interacțiunea între stat și cetățean. Iar această infrastructură va fi o bază pentru dezvoltarea businessurilor digitale, care businessuri digitale în această economie digitală vor lua câte o mică bucată din fiecare verticală așa cum o vedem noi acum, din educație, din sănătate, din agricultură, din comerț. Sectorul IT&C, care deja a ajuns la o contribuție de 7% din PIB, este doar o parte din această economie digitală. Spre exemplu, noi în e-commerce suntem catalogați la comerț, care nu face parte din IT&C, dar face parte din economia digitală. Corect. Deci această economie digitală probabil ajunge în momentul de față să contribuie undeva la 15% din PIB, iar țările care au investit în crearea acestei infrastructuri au crescut foarte mult. Nu o să reușim noi din România să mai exportăm, eu știu, utilaje grele sau produse finite foarte mult. Vedem că exportăm foarte mult materie primă, oi, lemn, nutrețuri, forță de muncă brută. Am cam ratat ultimii, nu știu, 30-40 de ani în a exporta produse fizice cu valoare adăugată mare. Probabil că avem câteva excepții și câțiva campioni care fac asta, dar avem posibilitatea să dezvoltăm această economie și să exportăm produse cu valoare adăugată mare, nu pe stradă sau autostradă, pe care sperăm să o avem la un moment dat totuși, dar putem dezvolta pe fibră. Putem exporta pe cablu. Deci putem face oportunitatea pentru România din punctul ăsta de vedere. O oportunitate foarte, foarte mare și putem să pariem pe viitor, putem să pariem unde vedem că economia globală se duce, astfel încât noi să avem niște competențe utile economiei globale și să exportăm valoarea adăugată mai mare, care până la urmă se va traduce în bunăstare pentru fiecare dintre noi. Corect. Hai să vorbim un pic, să ne întoarcem, să zicem, pe planul mioritic. Nu ne gândim cum suntem acum poziționați prin indexul ăsta DESI vis-a-vis de alte țări. Aici, la noi, între granițe, ce s-a întâmplat în sectorul e-commerce în 2020, cu cât s-a încheiat, așa ca bilanț, dacă se poate spune, cu cât s-a încheiat 2020 în e-commerce-ul românesc, și care a fost, să zicem, creșterea de la un an la altul? Pentru că au existat niște creșteri, zic eu, considerabile în 2020. Da, cred că am avut în 2020 o creștere a comerțului online destul de mare, venită pe fondul a două lucruri. Odată a fost o cerere mare venită din partea oamenilor, corect, pentru că au avut încredere în acest model de business, au văzut că a funcționat în trecut, dar l-au folosit mult mai des și pe mult mai multe categorii, iar e-commerce-ul și-a dovedit utilitatea. Și doi, infrastructura pentru e-commerce a fost din ce în ce mai dezvoltată. Companiile de curierat, companiile de procesare de plăți și așa mai departe, lucruri care de-a lungul timpului, na, și noi le-am stresat destul de tare cu acest Black Friday pe care l-am făcut an de an, în care ne-am dat singuri șuturi în fund să mergem mai departe și mai departe și să vedem cum ar arăta un viitor în care vor veni volume foarte mari într-un termen foarte scurt. Și cam toată lumea era pregătită, astfel încât serviciile au fost foarte bune și au servit foarte bine chiar în volumele de vârf, când au fost lockdown-uri, astfel că oamenii au văzut că lucrurile funcționează și au avut încredere. Și chiar în perioadele în care măsurile s-au mai relaxat, creșterea comerțului online a rămas destul de sus. Care a fost procentual creșterea din analizele voastre? Eu știu de pildă o cifră dată de Asociația Română a Magazinelor Online. Da, am văzut undeva la 30%, cred că a fost poate chiar puțin mai sus de 30%, care înseamnă peste 5 miliarde și jumătate de euro acest sector de e-commerce, poate chiar spre 6 miliarde de euro, deci undeva în zona asta 5,56 miliarde, care înseamnă 30-35% creștere față de 2019. Tocmai ca să, adică să spun și cifra absolută, în 2019 ARMO spunea în jur de 4,3 miliarde de euro, anul acesta estimare 5,6, poate chiar spre 6 miliarde de euro conform ARMO și conform spuselor tale. E bine că se regăsește acest procent de creștere acolo. Tind să cred, sau cert este cumva că procentul ăsta de creștere care a fost... nu a fost prevăzut ca fiind atât de mare. Deci țin minte că estimările inițiale ale ARMO erau probabil vom depăși un pic pragul de 5 miliarde de euro, dar iată că sunt aproape încă un miliard în plus. Tind să cred că vin tocmai datorită restricțiilor și spun datorită că e bine pentru e-commerce în cazul de față. Da, este o mutare și este o mutare și a magazinelor din offline către online. Am văzut, spre exemplu, companii mari de fashion care au anunțat că la nivel global vor închide mii de magazine și se vor focusa către online și vedem asta în toate verticalele. Vedem inclusiv în zona de alimente foarte multe inițiative noi, vedem în zona de produse pentru casă, vedem în zona de fashion, de sport. Adică toate zonele din offline încep să se gândească foarte serios la online. Dacă în trecut, până în 2019 sau până la începutul pandemiei, online nu era o chestie nice to have, era considerat magazinul numărul 42 din rețea, dintr-o dată online-ul a devenit prioritar și a devenit magazinul principal, unde toți își pun focusul, ceea ce este un lucru, cred, foarte bun. Iar asta ne dă încredere în niște perspective bune, pentru că dacă e să ne uităm la ponderea comerțului online din total retail, este în momentul de față doar la 10% în România. Iar țării mai dezvoltate, cu o infrastructură pentru economia digitală mai dezvoltată și cu venituri pe cap de locuitor mai mari, au ajuns deja la 30-35%. Așa că potențialul de creștere este extraordinar de mare. Chiar ieri am văzut un studiu de la Euromonitor, da, care spunea că mai mult de jumătate din creșterea întregului comerț din România va veni din comerț online. Deci tot ce va veni suplimentar în consum, că vorbim de fashion, că vorbim de alimente, că vorbim de orice, va veni din comerț online. Și aici este loc mult de creștere pentru antreprenorii existenți sau pentru, de ce nu, antreprenorii noi care vor să se apuce de ceva nou. Deci cum să privim, să fim... Eu sunt optimist prin definiție, dar știi cum e, vezi jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului. La modul 10% e-commerce share din total retail în România față de țări vestice unde a depășit 30%, după cum spui tu, să fim pesimiști sau să spunem, domne, e loc foarte mult de creștere? Acum ce să spun, dacă tu ești optimist, eu sunt foarte optimist. Poate că data viitoare trebuie să mai vină cineva care să fie mai pesimist, care să ne mai tempereze, dar luând realitatea și luând cifre, perspectivele sunt excelente. Perfect. Hai să discutăm un pic de, că ai amintit mai devreme câteva verticale, de cum au, care a fost dinamica lor în pandemie și așa mai departe. Hai să vedem strict în e-commerce, pentru că nu discutăm despre retail-ul tradițional, ce verticale au avut de suferit și care au fost acele verticale care erau așa, mititele la început de drum și au cunoscut o explozie sau o creștere accelerată. Cred că toate verticalele au crescut în comerț online, dar au avut dinamici diferite și au avut un timing diferit în creștere. Spre exemplu, în zona de fashion și de sport, în primul lockdown s-au întâmplat câteva chestii. Oamenii n-au mai mers la birou, n-au mai avut nevoie să-și bănuiască garderoba și au stat foarte mult acasă, astfel că tot fashion-ul a căzut. După care toți producătorii și-au oprit liniile de fabricație, după care n-a mai existat marfă. În momentul în care lucrurile au început să crească, n-a mai existat suficientă marfă. Dar în online, după un prim recul, să zic, de vreo lună, 2 luni de zile, lucrurile au început să crească destul de mult, pentru că s-au mutat mulți cumpărători din offline, s-au mutat către online și la fel oferta a venit din ce în ce mai mult către online și producătorii au început să acorde mai mare atenție. Lucrurile legate de travel, bineînțeles că correct, au scăzut foarte mult. La fel, o dinamică mai ponderată, o creștere până în 10% a avut-o zona de auto și toate lucrurile legate de mașini, de la învelope, baterii, tot felul de accesorii. În schimb, unele categorii, spre exemplu, produse utile casei sau produse utile școlii de acasă sau lucrului de acasă, au crescut foarte mult. Laptopurile și tot ce înseamnă IT, monitoare și așa mai departe au crescut. Măștile, produse de igienă... Măștile adică... au avut un boom la începutul pandemiei, pe care lucrurile s-au mai temperat pe măsură ce au devenit foarte disponibile. La început oamenii și stocau foarte mult. Adică își cumpărau câte 10 cutii. Acum cred că au ajuns să folosească o mască pe zi. Ce se păstrează din aceste verticale care au crescut? Ce se păstrează trending în 2021? Adică voi, mai ales prin zona de eMAG Marketplace, unde vedeți foarte multe tipologii de produse, e o diversitate foarte mare acolo, care crezi că sunt produsele către care se vor orienta consumatorii și în 2021? Mă aștept în primul rând lucrurile pentru casă. Okay. Pentru că oamenii au descoperit confortul casei, au stat mult mai mult acasă și au început să investească în asta. După care avem IT-ul și tehnologia în general, pentru că și aici, pe lângă e-commerce, oamenii au adoptat multe alte tehnologii, comunicarea la distanță și așa mai departe, lucruri care vor rămâne. Spre exemplu, comunicarea în business la distanță s-ar putea să fie o regulă, adică nu mai iei avionul să mergi, eu știu unde, la Londra, la Paris, la Berlin, la Amsterdam sau în Statele Unite sau în China sau nu știu unde, doar pentru o întâlnire de o oră sau două. Astea le vei face online, pe Zoom, Teams și așa mai departe. Deci lucrurile astea legate de IT și de tehnologie care îți îmbunătățesc viața, îți îmbunătățesc productivitatea, vor crește în continuare. Mă aștept sportul să crească iarăși foarte mult, tot ce înseamnă articole de sport. Oamenii au redescoperit sportul și natura și țara noastră frumoasă și este un lucru foarte, foarte bun și sănătos și pentru corp și pentru minte. Și de asemenea zona de fashion, dar cu diverse schimbări în interiorul fashion. S-ar putea o scădere pentru zona de business și o creștere pentru zona mai casual. Da, corect, sau pentru rochii de seară versus zona casual. Corect. Exact. Ați sesizat în tot acest an, că uite, facem aproape un an de când s-a declanșat oficial pandemia în România, parcă în martie era, ați sesizat că s-a schimbat ceva în comportamentul consumatorilor și sunt lucruri care rămân valabile și în viitor? Da, în primul rând este adopția comerțului online, de care am vorbit și mai devreme. Lucrul ăsta va sta și chiar va accelera, pentru că odată ce vezi că un lucru funcționează foarte bine, oamenii încep să aibă încredere din ce în ce mai mare. Și aici a fost și accelerat de serviciile pe care și noi și ceilalți comercianți, împreună cu subcontractorii noștri, am reușit să le oferim. Și aici e vorba de servicii de livrare, retur, customer service și servicii de plată. În momentul în care îi spui clientului este ok să te răzgândești, nu te costă absolut nimic, este foarte simplu să returnezi. Oricând ai o problemă zi și noapte, ne poți suna și ți-o rezolvăm, omul spune ok, am încredere. Și această încredere s-ar putea să bată chiar percepția unei alegeri corecte pe care o faci față în față sau cu un vânzător față în față, care până la urmă îți vinde cam ce vrea el, iar acel touch and feel din magazin s-ar putea de multe ori să te păcălească sau să fie mult mai bună o documentare în care vezi alții similar ție ce au făcut cu produsul respectiv, cât de bun a fost, ai citit review-uri, te-ai documentat foarte bine online. Deci lucrurile astea s-au schimbat foarte mult, pentru că oamenii au avut timp să se documenteze, au avut timp să descopere beneficiile aduse de comerț online și a fost o trecere masivă. De asemenea, a fost adoptată plata cu cardul, în momentul de față, la peste 50%. În cazul eMAG? În cazul, adică în cazul nostru, e overall market sau e overall, doar overall la market? Noi. La noi. Voi, la voi. Da. Okay. Ceea ce înseamnă o creștere cu 15-20 de puncte procentuale. Adică era undeva la 30-35% înainte de pandemie și acum este peste 50%, ceea ce iarăși este un lucru foarte sănătos. Și aici există o grămadă de mituri, că dacă plătești cu cardul, comerciantul o să-ți ia banii și dacă tot are banii o să-ți livreze ție mai târziu. În niciun caz nu este așa. Noi ne-am uitat pe date și am încercat să vedem. Hai să vedem ce spun datele. Și datele spuneau fix invers. Și de ce? Pentru că în momentul în care cineva plătește în avans, curierului este mult mai simplu să livreze. Poate să livreze la portar, la secretară, la vecin, în fața ușii dacă stai într-un cartier rezidențial, pentru că este deja plătit. Nu trebuie să te intersectezi cu persoana respectivă care s-ar putea să aibă un program încărcat și să îți dea niște bani sau să-ți plătească într-un fel. Nu este foarte multă eficiență câștigată și eficiența asta s-a văzut și în curierat și s-a văzut și în calitatea livrării. Chiar dacă volumele au crescut foarte mult, în anumite perioade au fost cu 50, 70, poate chiar dublu față de perioada similară anului trecut, calitatea a fost foarte bună, pentru că plata cu cardul a determinat o creștere a productivității curierilor și au reușit să livreze mult mai mult. În afară de plata cu cardul, care într-adevăr a crescut spectaculos și tinsă, cred că inclusiv campania aia de informare cu evitați cash-ul a contat de la autorități. Da. Ce alte? Am mai văzut de pildă un trend care până acum era foarte la început, era firav, să zicem, în România, vis-a-vis de livrarea la puncte fixe, la locăre. Lucru care, de pildă, în Polonia, știm că acolo e principala metodă de livrare selectată de către consumatori. Crezi că chestiunea asta va fi pe trend crescător? Adică va deveni un must-have pentru magazinele online? O vedem într-un cor, să spunem, de clienți. Sunt clienții Genius din București. Această metodă de livrare este majoritară. Adică 60% din clienți aleg livrarea la Easybox. În total, în București a ajuns undeva la 40%, iar la nivel național este aproape de 30% și pentru că în unele localități nu am apucat să instalăm suficiente Easybox-uri, dar extinderea acestei rețele va continua și adopția și felul cum a fost perceput de către clienți ne-a dat foarte multă încredere și am accelerat-o. Adică inițial aveam în plan să instalăm 500 până la acest moment și acum avem 1000 deja. Deci am dezvoltat-o foarte mult, am pus-o la dispoziție, bineînțeles, tuturor celorlalți din piață, adică oricine poate folosi această modalitate de livrare. Deci este un open network, cumva. Este deschisă, da. Okay. Și în același timp am început să facem și logistica inversă și anume partea de retur. Iar aici am pus foarte multă tehnologie în spate și am dezvoltat o modalitate foarte interesantă care se numește Magic Return, adică pentru majoritatea clienților, dar noi avem în spate niște algoritmi de antifraudă care se bazează pe machine learning. În momentul în care îți alegi produsul, primești un cod QR, mergi la orice Easybox, l-ai scanat, ai pus produsul în sertar, ai închis ușa și în secunda următoare ai banii înapoi pe card. Foarte rapid. Foarte, foarte rapid. Bineînțeles, ne luăm niște riscuri, învățăm din lucrurile astea, mecanismul ăsta și algoritmul de antifraudă învață, dar pentru clienți este o chestie foarte, foarte tare. Adică poți muta practic stocul din depozit la tine acasă, îți alegi lucruri și pe urmă poți să returnezi. Asta înseamnă încredere pentru e-commerce și asta înseamnă un serviciu din ce în ce mai bun. Dar oare magazinele online, să zicem magazinele online mici și medii și așa mai departe, pe care le-am mai auzit discutând, ele tot timpul se sperie de o rată de retur foarte mare, că spun că presupun niște costuri de procesare și așa mai departe și într-un fel e fair. Crezi că vor îmbrățișa metoda asta în care, domne, mă aștept la o rată de retur destul de mare? Temerea este normală, este umană. Corect. Și noi am avut-o prima dată când am început să discutăm despre retur. Cred că în 2010 sau 2011 am introdus returul în 30 de zile, fără nicio steluță, fără nimic, orice fel de produs. Poți să-l ridici în offline, comanzi online, ridici offline, orice, nu contează, poți returna. Peste termenul legal. Peste termenul legal și fără nicio condiționalitate. În termenul legal, legea îți dă voie să refuzi o grămadă de cazuri. Am zis, nu, clientul dacă vrea să returneze, poate să returneze. A crescut foarte puțin returul, în schimb a crescut foarte mult încrederea și a crescut business-ul. Adică este un pariu pe care îl faci, o investiție pe care o faci într-o, să spunem, într-un asset intangibil pe care îl construiești, anume relația cu clientul tău, care s-ar putea să țină mult mai mult decât o tranzacție pe moment. S-ar putea clientul spună, pur și simplu, nu-mi plac pantofii ăștia, nu sunt culoarea, nu-mi vin, nu așa, îi returnez. Dar în viitor să spună, mi-a dat bani instant, s-a purtat foarte ok cu mine, o să cumpăr de acolo și va fi clientul tău, s-ar putea cu 5, 7, 10 tranzacții pe an, timp de mulți ani și în toată perioada asta, la sfârșitul perioadei de 3 ani sau de 5 ani, când tragi linie, s-ar putea spune, a fost ok, am făcut deci te-ai gândit profit pe termen lung, corect. Da. Povesteam la începutul discuției, Iulian, despre infrastructura în e-commerce. În ce măsură investește eMAG în infrastructura în e-commerce, infrastructură de care ne putem folosi cu toții în piață și, evident, care aduce conveniență consumatorului final? Da, noi ne-am dat seama că la un moment dat că nu vom putea crește dacă nu dezvoltăm anumite lucruri utile doar e-commerce-ului. Și aici am început să intrăm foarte profund și să ne dăm seama despre ce este vorba. Și odată am văzut, este nevoie de depozite care sunt operate, construite și operate într-un anume fel. Și am început să investim, acum avem un al doilea depozit în fază avansată, chiar am reușit să ne conectăm la autostradă și să ne construim conexiuni la autostradă și utilități și așa mai departe, astfel încât lucrurile să funcționeze, să fie foarte eficiente. Am investit în interiorul depozitului în automatizări. Aici o să avem niște robotizări foarte avansate de la modalitățile de stocare a produselor, de picking, de luat după raft. O să avem foarte mulți roboți de împachetare, lucruri care vor duce oamenii actuali pe niște productivități mult mai mari. Și oamenii vor reuși să facă de la 100 de operațiuni pe oră, 400-500 de operațiuni pe oră. Iar această creștere de productivitate va duce și la oferirea unui serviciu mai bun clientului, la oferirea unui cost mai bun clientului și a unui salariu mai bun pentru angajați. Este o chestie magică pe care productivitatea prin investiții în tehnologie le rezolvă. Pe care am investit în această rețea de livrare, pentru că am văzut și noi că nu tot timpul reușim să fim acasă, să ne întâlnim cu curierul. Curierul are ruta lui, noi avem programul nostru. Și a venit această rețea de Easybox-uri, care înseamnă o investiție semnificativă, adică probabil cam în 10 ani ne vom scoate, să spunem, investiția asta, dar este una utilă pentru dezvoltarea întregului e-commerce. Am dezvoltat, pe urmă, în conceptul de marketplace foarte mult în training pentru seller, ajuta pe selleri să... pentru a-i ajuta să vândă și foarte multe instrumente. Spre exemplu, au la dispoziție... Ei pot veni cu marfa la noi în depozit, să folosească toată logistica noastră, modalitățile de livrare, modalitățile de retur, modalitățile de plată. De asemenea, am dat drumul serviciului Ads, prin care ei pot folosi spațiul nostru din site, aplicație și așa mai departe și pot să-și facă reclamă pentru a-și crește vizibilitatea produselor. Odată investit acolo și odată ce produsul începe să se vândă, valabil și pentru produse noi, dar și pentru produse, eu știu, care sunt mai vechi în piață, dar au ceva nou și n-au ieșit în evidență până acum, în momentul când le scoți și încep să prindă ceva vânzări, care s-ar putea să fie din poziționarea mai bună plătită, ele vor rămâne sus și în momentul în care nu mai plătești, pentru că au deja un istoric și vor fi găsite și de alți clienți. Deci este o investiție pe care o faci cu un return pe termen mai lung. Bun, întrebare care mi se adresează de foarte multe ori și cred că și ție ți se adresează la fel de des. Cât de permisiv, am văzut că este loc de creștere pe sectorul ăsta de e-commerce, dar foarte mulți care întreabă ce să mai vând, cât de permisiv e, e foarte aglomerat, nu mă pot lupta cu eMAG. Dacă în momentul de față tu ai fi un antreprenor, nu ești parte din eMAG, antreprenor în online, în ce direcții te-ai duce, ce ai vinde poate sau care sunt inclusiv serviciile must-have pe care tu vrei să le asiguri consumatorului final? Cred că primul lucru cu care trebuie să pleci este clientul. Și te uiți la client. Ce cumpără clienții? Clienții în România au la dispoziție undeva aproape de 10 milioane de produse, față de clienții din Germania sau Franța, care au la dispoziție peste 100 de milioane de produse. Deci, în primul rând, gama, oferta. Gama de produse. Ne-am focusat de-a lungul timpului pe produsele cele mai ieftine. Dar... oamenii au început sau nevoia oamenilor a început să crească. Vor produse cu specificații mai bune, cu o durată de viață mai lungă, cu, nu știu, impact asupra mediului mai scăzut. Oamenii au nevoi din ce în ce mai rafinate, din ce în ce mai complexe. Iar aceste nevoi nu sunt satisfăcute 100% de produsele existente în piață și de brandurile existente în piață. Sunt foarte multe branduri existente afară și care nu există în România. Și este destul de simplu să vezi lucrul ăsta. Te uiți, top vânzări în listing-uri, în diverse magazine online de afară și te uiți la noi și s-ar putea să vezi că nu există. Poți discuta cu foarte multe fabrici din România, din afară. Nu mai producem noi, cum spuneam la început, atât de multe lucruri. Deci te poți uita în Turcia, în Asia, în diverse zone care produc foarte mult. Și poți aduce produse. Este foarte, foarte mult loc de creștere în comerț. Iar, pe urmă, ai pomenit de servicii. Aici serviciile pleacă iarăși de la client. Clientul vrea câteva lucruri foarte simple. Să ai produs în stoc, deci odată ce ai adus un produs, trebuie să-l ții permanent în stoc și trebuie să anticipezi foarte bine ce vei vinde, în ce cantități, dacă faci, eu știu, promoții și vei vinde mai mult, să aduci în stoc, să ții cont de termene de livrare. Doi, trebuie să ai un preț bun, Prețul este o chestie care raportezi la piață, îl ajustezi în funcție, competitiv. Să fie competitiv. Și trebuie să ai foarte bune servicii de livrare, retur... Și post-vânzare, corect. Tot ce înseamnă serviciile post-vânzare. Lucrurile astea sunt extraordinar de importante. Alte chestii, așa cum mai pui diverse floricele pe lângă... Deci ăștia trei sunt pilonii, ca să zic așa. Ăștia trei sunt pilonii, o ultimă întrebare, Iulian. Ce vezi pentru 2021 din punct de vedere creștere? La cât ne așteptăm? Ne așteptăm tot la un 30 și ceva la sută anul acesta sau suntem un pic mai ponderați? Mă aștept undeva la 20% creștere. De ce mai puțin decât anul trecut? Pentru că anul trecut a avut niște perioade forțate, să spunem, în care lumea a stat forțată acasă și nu cred că se vor mai întâmpla anul ăsta. Sper să nu se mai întâmple. Corect. Așa, și oamenii vor cumpăra de bunăvoie și vor vedea în continuare utilitatea comerțului online. Și mai văd, de asemenea, un potențial de creștere foarte mare pentru comercianții din România să iasă în regiune. Și aici noi avem destul de multe inițiative și îi încurajăm, încercăm să legăm toate infrastructurile noastre regionale, astfel încât un comerciant din România să poată foarte ușor să vândă în Ungaria, Bulgaria, dar și în țările din vest, printr-o conexiune cu o rețea mai mare pe care am realizat-o. Iar asta ar putea face România un hub pentru comerțul digital, în care zeci de mii de firme să fie prezente în toată regiunea, cu produse făcute local sau făcute în altă parte, dar comercializate din România și cu o valoare bună din tot ce înseamnă acest comerț să rămână la noi în țară. Corect. Și întru totul de acord cu tine, pentru că, într-adevăr, încă sunt destul de multe magazine din România care nu gândesc cross-border și ar trebui să se gândească, având în vedere că sunt multe din afară care intră în România. Exact. Deci, lumea este mult mai mare în afară decât vedem noi aici în România și ar trebui să avem încredere. Noi am făcut-o, am ieșit în afară, n-a fost ușor, dar se poate. Da, se poate. Și suntem muncitori, suntem inteligenți, putem să facem asta, și la fel cum au făcut-o și alții care au venit în România. Îți mulțumesc tare mult, Iulian, pentru acest dialog. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sunt Andrei Radu. Până data viitoare, stay safe, stay digital.